România tremură pentru votul care va stabili joi dacă intrăm în spațiul european de liberă circulație. Reporterii Observator vă arată acum cât suferim pentru că stăm la porțile Schengen și ce șanse dau România aderării pe care o așteptăm de peste un deceniu. Vetoul Austriei va face mii de camioane românești să întârzie în continuare zeci de ore în vămi și va aduce pierderi de zeci de milioane de euro, așa cum se întâmplă acum la Vama Giurgiu. Un șir lung de camioane întins pe aproape 8 km cât măsoară Constanța dintr-un capăt în altul așteaptă să treacă frontiera. Așa arată o graniță a Uniunii Europene între România și Bulgaria. Oameni care așteaptă cu orele aici pentru a ajunge și pentru a tranzita granița dintre noi și bulgari. Intrarea în spațiul Schengen ar elimina lanțul de pierderi și timpul irosit la frontierele Uniunii Europene. Mai mult stăm în coz decât conducem, cam așa ar veni. Având în vedere că facem tur-retur, mai ieșim și pe Vama Nădlac, Borș și acolo se stă, dar nu ca aici. Ne-ar ajuta. Ajuta să trecem mai repede, dar nu cred că avem nicio șansă. Șansele sunt foarte limitate. Putea atrage mai mulți investitori străini, ca România să devină, de exemplu, o bază de producție pentru Occident. S-ar putea crea multe locuri de muncă. Locuitorii din Giurgiu urmăresc atenți știrile despre intrarea României în Schengen. Majoritatea trec săptămânal granița și merg la ruse pentru cumpărături sau afaceri. Bagă! Nu credeți, a? Economii poate face și statul român. Punctele de frontieră de la Negru Vodă, Vama Veche, Călăraș, Giurgiu Ruse, Zimnicea, Turnu Măgurele, Borș, Cenat, Salonta sau Satu Mare ar fi desființate. De aici și cheltuieli mai scăzute cu angajații și operațiunile din aceste puncte de trecere a frontierei. Timp important am economisit și pe aeroporturi în cazul aderării la Schengen.